Sorin Constantinescu, consultant în industria jocurilor de noroc, afirma recent că măsurile antipăcănele sunt praf în ochi. Suntem acum în legătură directă cu domnia sa. Bună seara! Să rămână! Vedem așadar că a fost adoptată această ordonanță de urgență. Cu ce se schimbă situația în industria jocurilor de noroc, în opinia dumneavoastră, desigur? Singura chestie benefică a acestei ordonanțe că o să dispară aparatele care sunt puse în baruri și în parter de bloc, săli care nu sunt specializate de jocuri. Salut inițiativa guvernului, a fost o propunere de-a mea și e și expresia mea cu săli specializate de jocuri. Încă de 2-3 ani mă rog de ei să schimbe legislația, pentru că erau foarte multe scandaluri cu minori și cu evaziune fiscală în aceste săli de jocuri. Asta e singura chestie pozitivă și bună. În rest sunt chestii doar destructive, o să fie mai puțin bani la buget, nu mai mulți, pentru că o să dispară cam 30-40% din 30-40% dintre firmele de pe piață, din cauza garanțiilor care n-au nicio legătură cu realitatea și vă explic de ce. În 2015, când s-a făcut legislația, s-au instituit niște garanții pentru riscul de neplată a operatorilor de jocuri de noroc. Aceste garanții trebuie să acopere 3 luni de neplată. De exemplu, la un club de poker, cam 3 luni de zile ar fi 80.000 de euro și au pus garanție 1 milion. La un casino ar fi cam 300.000 și au pus 3 milioane. Deci oricum n-au legătură cu realitatea. A afirmat mai devreme cineva din guvern că această ordonanță o să aducă mai mulți bani prin garanții. E o minciună, pentru că garanțiile nu se fac venit la bugetul de stat. Garanțiile se pun într-un cont separat de care guvernul nu are voie să atingă și sunt la dispoziția lor doar în cazul în care operatorul nu-și folosește taxele. Deci aceste garanții au fost puse intenționat ca să elimine niște jucători de pe piață, să rămână alții care probabil sunt apropiații partidului și care au sumele necesare ca să cotizeze pentru campanie electorală, fără să scăpăm de minori, fără să scăpăm de dependență sau fără să fie alte lucruri benefice. O altă problemă care este aici în ordonanța aceasta constituie o strusă căbilă, o instituție care se ocupe de dependența de jocuri, o să fie cu un buget uriaș de vreo 30-40 de milioane de euro anual. Vă spun că guvernul deja are în buget ONJ-ul 8 milioane de care nu s-au atins nici măcar de un leu, îi iau banii din 2015 până astăzi. Acest fond a fost constituit din legea din 2015 și nu s-au folosit nici măcar de un leu ca să se ocupe de dependență. Deci dacă nu s-au atins de aia 8 milioane, de ce s-ar atinge de aia 40 care îi vor lua pentru fondul ăsta de prevenire? Gândiți-vă cam ce ar putea fizic face. Nu există specialiști de la guvern care să poată spune mie ce fac ei cu un milion sau cu două pe lună ca să prevină dependența de jocuri de noroc. E clar că ăștia sunt banii care se vor duce în campanie electorală pentru lipit de afișe, pentru tipărit. Știți că în momentul acesta faceți niște acuzații care deocamdată nu pot fi probate. Acuzații care însă, pot domnule, să le demonstrez. Domnule Constantinescu, aș vrea să îmi spuneți, în opinia dumneavoastră, ce se întâmplă cu acele aparate care se află în sălile de loterie, de loto 649. Ce se întâmplă cu, că s-a întrerupt, nu v-am auzit. Cu acele aparate care se află în acele săli micuțe de 649, de la loto. Păi alea sunt săli specializate de jocuri. Deci eu când spun sală specializată sau când guvernul spune, înseamnă că nu mai sunt păcănele în barul sau în cârcium care nu au activitate principală, jocuri de noroc. Tot ce este sală de pariuri, săl de loto, săl de păcănele, casino, aia e sală specializată de jocuri de noroc. De-aia au spus că fără alcool, pentru că foarte multe aparate erau puse în barul sau în birturi la țară. Alea vor dispărea și foarte bine că dispar. Bun. Aș reveni puțin la impactul financiar. În opinia dumneavoastră, cam care ar fi acesta? Cât au fost încasările anul trecut? Cât ar putea fi în următorul an? Anul trecut, la bugetul de stat din jocuri de noroc, s-au dus aproximativ 1.600.000.000 de euro. Doar din 80.000 de păcănele mulțit cu 4.000 de 5.000 de euro, scuze, s-au adus doar 400 de milioane de euro, doar taxa fixă pe păcănele, plus TVA-uri, plus TVA-uri nedeductibile din chirii, plus online. A fost iar indus în eroare opinia publică și presa, că au spus că au fost unele firme care nu au avut sediu în România și au plătit taxe în paradisuri fiscale. Din nou este o minciună, pentru că toate taxele de jocuri de noroc, indiferent că firma a avut sediu în România sau în străinătate, a plătit taxele aici în România. Firmele de online au plătit 21% pe gross gaming revenue, adică intrare minus ieșire, și toți banii au fost plătiți aici în
în România. Oricum, prin această legislație s-au încărcat directivele europene și normele europene. A mai fost o dată amenințați cu infringement când a vrut guvernul în 2019 să mute firmele aici. Din nou o să fim procedură de infringement pentru că se încalcă normele europene cu privire la libera circulație a companiilor. Toate companiile nu au fost în paradisul fiscal din Panama sau din Transnistria, cum a precizat premierul Ciolacu. Toate au fost în țări europene. Suntem, bănuiesc, de acord cu faptul că aceste jocuri de noroc sunt un viciu. V-aș întreba, în opinia dumneavoastră, aceste măsuri ar putea diminua numărul jucătorilor? Absolut deloc. Absolut deloc. Nu o să diminueze nici cu un jucător măcar. Deci n-au nicio legătură cu grija pe care o încearcă ei să o arate față de jucători sau față de familii sau față de minori. Este praf în ochi, cum a spus politicianul care a fost mai devreme, nu mai țin minte cine sau cum îl cheamă. V-aș mai întreba, știți că mai este un proiect de lege în Parlament prin care se intenționează și mutarea acestor săli de jocuri din pe afara. Care guvernul a dat aviz negativ. Eu, de când a apărut USR-ul cu prostia asta, am spus că e o prostie și nu se poate aplica și este o aberație și acum câteva luni am spus că nu se aplice niciodată. La un moment dat a ieșit Ciolacu acum o săptămână sau acum câteva zile a zis că o să scoată jocurile în afară. După care a dat aviz negativ, a urtat colegii noastre din presă acum două zile că guvernul a dat aviz negativ, că și-a dat seama că e o aberație și nu se poate aplica fizic această chestie, plus că se bătea cap în cap, spunea că o să fie o sală la 20.000 de locuitori. Păi dacă tu le scoți în afara localității, unde sunt locuitorii respectivi? În același proiect era o sală la 22.000 de locuitori și în același timp erau jocurile scoase în afara localității. Sau în zona limitrofă. Vă rog? În zona limitrofă. Da, ei spun că în afara orașelor oamenii sunt mai puțin educați și trebuie feriți de tentația asta de păcănele, dar totuși le scot din orașe și le dau la oamenii mai săraci și mai puțin educați. Adică sunt niște chestii făcute pe genunchi care se bat cap în cap și n-au nicio logică. Bun, și pe termen lung, vă rog să mai spuneți, pentru că spuneați că este și o parte bună, care sunt consecințele negative, ca să spun. Partea bună este că o să dispară aparatele de la parter de bloc din baruri, aparatele de la țară unde erau puse în baruri și nu erau săli specializate de jocuri și atunci o să se fiind doar în săli specializate de jocuri, se pot controla mult mai ușor din punct de vedere a adicției și a vârstei persoanelor care intră în sala de jocuri. Ar trebui să se respecte legea și absolut toți operatorii de slot machine să ceară buletinul la intrare pentru ca cineva care vrea să se autoexcludă să poată să fie autoexclus la nivel de țară, nu doar în sala respectivă. Am văzut declarația făcută de premierul României astăzi înainte de ședința de guvern, prin care încă o dată a punctat acest aspect referitor la presiunile care se pun pe politicieni și mai mult decât atât am văzut inclusiv în zona jurnaliștilor. Cum comentați? Eu am avut un conflict cu domnul Ciolacu care m-a acuzat direct pe mine și pe Odeta că l-am fi șantajat sau că l-am fi prin presiuni, toată presa și-a dat seama după o zi că a fost o minciună și că de fapt a fost o invenție. Mi-aduc aminte și de domnul Dragnea, înainte de a fugi preșul de sub picioare, spunea că îl urmăresc patru indivizi și că îi fac așa cu degetul la gât. Așa și domnul Ciolacu inventează dușmani imaginari ca să distragă atenția de la corupția care o arăta și noastră la televizor din PSD în fiecare două, trei zile, câte un primar sau câte un șef din PSD este arestat de DNA pentru luare de mită. Și atunci, ca să distragă atenția opiniei publice, inventează dușmani imaginari, inventează mafia jocurilor de noroc, ca omul să zică săracul Ciolacu se luptă cu mafia, săracul ce... Asta e singura strategie pe care au găsit-o, ceea ce, după părerea mea, o strategie proastă, că oamenii și-au dat seama că a fost o minciună și a pierdut din capitalul pe care l-avea. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Mergem mai departe.